Da, măi, am zis că mă apuc și de YouTube, îs cam nou în branșa asta și sper să mă înțelegeți. Nu știu, am anumite emoții. Îs nou pe YouTube, am mai făcut mai de mult câteva videoclipuri pe alt canal pe care l-am avut și am zis că să încep unul în care stau să povestesc, să-mi scrieți voi în comentarii despre ce să vorbesc eu în videoclipurile astea, să vă citesc părerile. Mă scuzați. Da. Deci, bun, haideți să începem. Deci, o să răspund celor mai frecvente comentarii. Prima dintre ele ar fi: când te-ai apucat prima dată de TikTok? Băi, eu am TikTok-ul de prin 2018, atunci am postat un clip, bine, n-a fost un mare succes, și după aceea eu n-am mai postat până în primăvara anului trecut, adică în primăvara, adică în carantină, să o dăm pe românește. Atunci am început să postez. Aveam 44 de urmăritori atunci când am început și treptat, treptat, tot am postat, tot am postat, dar succesul nu mi-a venit decât până la seria cu Dumnezeu și Înger. Seria asta m-a propulsat de la 6.000 de urmăritori până la 24.000 de urmăritori care sunt actual. Asta pe TikTok vorbind. Da. A doua întrebare ar fi: de unde ești? Păi, eu sunt din județul Mureș, aproape de orașul Reghin. E o zonă foarte, foarte frumoasă. A treia întrebare ar fi: la ce liceu ești? Păi sunt la Liceul Marin Preda din Odorheiu Secuiesc. Sunt pe profil instructor de educație extrașcolară, să-i zicem pedagogic. A patra întrebare: ce ai alege dintre câine și pisică? Băi, să știi că asta e o întrebare la care eu nu pot să răspund pentru că am două pisici și doi căței care îmi plac extraordinar de mult. Îmi plac și pisicile și câinii. Deci, ca să o știți și pe asta. Da. Deci, da. Legat de YouTube, cam asta o să fac. O să citesc comentariile voastre și o să răspund întrebărilor voastre totodată. Așa că vă aștept cu un like la clipul ăsta și ne vedem data viitoare cu videoclipul următor. Intrați și pe TikTok, fiți la curent și cu ce postez pe TikTok, dar și cu ce postez pe YouTube. Vă pup și vă iubesc!